Cu pături și cărți, dar și cu mult entuziasm, așa au venit sute de craioveni de toate vârstele în parcul din piața Mihai Viteazul. S-au făcut comozi și au început să citească. Spun că vin cu bucurie pentru că cititul în aer liber este mai plăcut decât cel de la bibliotecă. De ce ați venit asta? Ca să distreze copiii, să facă ceva diferit, să-i mai iasă din casă. Și un citit e un lucru bun, părerea mea. Să citesc și ca să mă distrez. Îți place? Da. Ai adus multe cărți? Două. Îmi place pentru că putem să citim în aer liber. E prima dată când am venit aici și e frumos. Mi s-a părut o inițiativă foarte interesantă și sper să aibă loc cât mai des. Cum vi se pare îmbinarea asta dintre citit și iarbă verde? Foarte bună. Evenimentul s-a bucurat de un mare succes, mai ales că cei prezenți au putut vedea și o expoziție de pictură, iar cei mai mici cititori au fost pictați pe față. Organizatorul, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, își propune ca evenimentul să devină o tradiție pentru craioveni. În felul acesta putem să-i determinăm pe copii să citească. Prima dată în aer liber, într-un spirit cât se poate de distractiv, iar ulterior în bibliotecă și eventual evident și acasă. După lăsarea serii, lectura s-a făcut la lumina lumânărilor.